Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5 cu moduri. Bine, astăzi v-am pregătit o chestie foarte, foarte tare. Stăteam pur și simplu pe GTA și mă jucam și încercam chestii noi, când m-am gândit, frate, ce-ar fi să încerc să zbor cât de sus pot să ajung în vârful mapei, să văd dacă există limita asta de vârful mapei și se pare că am dat de ceva. Bun, hai să vă arăt. Foarte frumos schimbăm asta. Bun. O să ne teleportăm la Mount Chiliad ca să ne fie mai ușor. Bun, hopa, 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 așa, bun. A, cădem, da. Nu era foarte obligatoriu să cădem, dar no. S-ar putea să avem o problemă. De fapt, nu, lasă. Zic că eu, bă, stați puțin că primesc mesaje. Să măcar să-mi opresc ăsta. O secundă. Hai. Gata. Bun, îmi pare rău. Bun, hai să încercăm să sărim de aici, ok? O să sărim și o să ajungem în vârful mapei. Foarte frumos, mergem. Hop, așa, bun. Înainte ca acest episod să înceapă, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe acel buton de like, să strângem 3000 de like-uri la acest episod și să-mi spuneți în comentarii dacă mai vreți să facem episoade de genul sau puteți să-mi dați idei de videouri în comentarii sau să-mi ziceți ce mai vreți să vedeți pe canal sau ce mai vreți să vedeți în GTA 5 sau chestii de-astea. Lăsați-mi tot ce vreți voi în comentarii. Bun. Acum că v-am zis astea, putem începe. Bun. Foarte frumos. Bun. Sta, cred că se aude cam tare. Da, se aude definitely tare. Se aude foarte, foarte, foarte tare. Așa. Bun. Mult mai bine. Sau nu, știi ceva? Altă viață. Perfect. Ce o să facem noi acum o să... este să ne folosim de boostul ăsta și să ajungem în spațiu. O să mergem sus de tot să vedem ce se întâmplă. Da? E destul de interesant. Nu mă așteptam, sincer, mă așteptam să se întâmple altceva. Dar se pare că am fost luat prin surprindere. Și înainte să ajungem sus de tot, vreau să îmi scot invincibilitatea la mașină. Op, așa. Să vedem ce pățește și auto repair și astea. Vedeți? Deja se mișcă caroseria. Nu știu dacă observați, dar se mișcă caroseria un pic. Lol. Și uitați-vă cât de sus suntem, da? Deci suntem extrem, extrem de sus. Nu mai putem vedea orașul, vedem acolo un pic marea și vârfurile de la clădiri de la Maze Bank și clădirile FIB. Și cam atât. Și foarte, foarte puțin vedem munții. Deci, suntem destul de sus, da? Deci, uitați, se vede conturul globului, frate, atât de sus suntem, e incredibil. Ok, și am ajuns sus de tot. S-a blocat imaginea. Dacă eu apăs pe buton, vedeți, funcționează. Jocul nu s-a blocat, doar imaginea s-a blocat, vă zic eu, sigur. Așteptăm un pic. Am ieșit din cameră, știi, gen camera atât de sus merge și mașina merge mai sus, da? Acum trebuie să așteptăm mașina să cadă sub punctul acesta, înțelegeți? Și așteptăm un pic pentru că aveam viteză destul de mare. Vedeți, eu aud mașina, dacă apăs pe claxon merge. Se pare că... ok, trebuie să ajungem o dată, zic și eu, nu? Gata, gata, bun, perfect. Și acum cădem, da? Mai încercăm o dată? Hai să mai încercăm o dată. Să nu ziceți că e fake sau chestii de-astea, da? Hai să mai încercăm încă o dată. Bun, ați văzut? S-a întâmplat din nou. Am ieșit din nou din raza camerei. Am ieșit din raza camerei. Foarte, foarte tare după mine. Îmi place că există limita asta, dar oricum ajungi la limita asta foarte, foarte greu, gen... în jocul nemodat n-ai nicio șansă să ajungi la limita asta, dar cu moduri normal totul e posibil. Da. Vedeți și acum cădem din nou. Hai să vedem cât de repede ajungem jos. Suntem în area mapă. Nu suntem destul de departe de mapă. Așa că ne vom teleporta jos. Hai să pun... ce? Stai. Mam, ce bun sunt. S-a blocat jocul. Nu-mi zică mea dacă crezi jocul. Că mă sinucid. Come on. Mi-a dat crezi jocul. Super. Bun, deci am revenit. Mi-a dat crezi jocul, nicio problemă. Bun, o să ne teleportăm acolo.
Și ce o să încercăm acum să facem, e bine, este să ieșim din mapă, da? Cum am făcut acum, doar că data trecută am încercat să ajungem la limita mapei din sus, știi, gen pe vertical. Acum e, facem pe orizontal. Să vedem ce se întâmplă. Bun. Cred că totul e pregătit, nu? Da, bun. O să începem de aici. Frumos. Activăm boost-ul. Bun, perfect. Nu trebuie să zburăm foarte, foarte sus. Nu ăsta e scopul, ci scopul este să ajungem la limită. Cât mai repede. Bun. Și ideea să vă arăt și cât de departe e limita asta. Uitați-vă deja că suntem destul de departe de oraș. Ce vreau să fac eu acum este să dau... Nu, alt. Ce am făcut? Am ieșit din joc. Ăsta, așa. Bun, 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 bun. Shift. Bun, perfect. Hai să zburăm un pic mai... Deci uitați-vă cât de departe suntem, ok? Suntem super, super, super departe. Super departe. Da. Nu, 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 nu. Nu, hai, 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 hai. Oh my god, ce am salvat, ești nebun. Bun. S-a oprit claxonul și vedeți, nu se mai vede mapa aproape deloc. Ok. Și ne plutește mașina. Ne plutește mașina în jos. Văd că acum o iau un pic în sus. Practic, dacă nu știți, dacă ajungi la limita hărții, nu-ți mai merge mașina, gen deloc. Dar noi avem, vedeți, eu nu mai pot să o mișc, nu mai pot să-i fac nimic, nu mai merge nici claxonul. Dar, fiindcă am boost-ul ăsta, eu tot pot să merg în față, ceea ce e foarte tare. Dar sunt curios cât de departe putem ajunge. Oh my god, se buguiește harta, ești nebun? Am lag, deci uitați-vă cât de departe suntem, da? Deci aici suntem noi. Dăm încet, da? Încet. Încet, suntem super departe, frate. Acum tot ce trebuie să fac e să apăs pe E. Bun, deci vedeți harta acolo în spate. Fiți atent, fiți atent. Deci la capătul, deci o să vedem când ajungem în față, imediat o să vedem harta din GTA 6 și nu vă mint. O să vedem harta din GTA 6. Bă, suntem destul de sus și nu-mi place chestia asta. Hai să mergem un pic mai jos. Ok, mult mai bine. Că poate să vedem ceva, știi? Mai jos. Ok, deci se pare că munții sunt acolo în spate de tot. Nu mai avem treabă cu ei, momentan. Bă, deci oare găsim harta GTA 6? Sunt tare curios. Sau ce o să fie? O să fie un scary face sau ce? Sunt curios dacă a mai făcut cineva chestia. Oh my god, am schimbat scena, îmi pare rău. Sunt curios dacă a mai făcut cineva chestia asta. Văd că se văd niște nori dubioși. Nici nu mai pot să... Băi, ești prost? Nici nu mai pot să intru în first person. LOL. Cât de tare. Ok. Deci am trecut de hartă de mult. Deci dacă vrem să ne întoarcem, o să fie cam greu. Bă, dar ce se vede acolo în față? Vedeți? Chestia aia portocalie. Ce naiba e aia? Și sunt curios dacă ăsta de aici de jos mai e ocean sau pur și simplu e void. Dar nu, o să mergem mai încolo să vedem. Pentru că asta ar însemna că ar trebui să se încarce extrem de multă apă, știi? Adică suntem... Ohohoa! Cât de departe suntem. Uitați-vă, de-abia se vede harta dacă îi dau așa. Dacă îi dau așa, de-abia se vede. Dacă îi dau așa, nu se mai vede deloc. Bine, cred că suntem sus și de-aia. Sau ceva, nu știu. Bă, se pare că în față nu mai e cam nimic. Gen, dacă mai merg în față o să fie numai apă și atât. Ceea ce e nasol. Hai să mai mergem un pic. Dar nu, mă, nu se vede nimic. Vreau să cad în apă, să văd dacă e apă sau nu. Deci mașina nu mai pot să o controlez. Asta e clar, nu mai merge nimic de la mașină. Ok, încă un pic. Da, deci nu se vede. Băi, se vede doar un pic acolo în colț harta. Credeam că am trecut de ea de tot. LOL. Ce, doar ocean, frate, doar ocean. Mamă, cât de tare, n-am mai văzut chestia asta în viața mea, ești nebun? Gata, nu se mai... ba da, uite, doar un pic acolo în colț, un pic de tot se vede harta noastră. Uite și așa dacă îi dau, da. Bă, cam asta e, frate, hai să coborăm aici, că nu mai are rost, sincer.
Bă, deci dacă... Ce-ar fi să fie ceva dubios? Sau să-mi dea creier jocul? La asta nu m-am gândit. Hai să vedem. A, ok. E apă. Ok. E apă normală. Și putem... Ok, am ieșit. Și acum am ieșit. Aha, bun. Deci, da, ați văzut. Poți să... Hai că ies din mașină. Bun, hai să ne teleportăm. Teleport. Map. Chestie. Nu știu. Hai să ne teleportăm la... Ai, nici nu știu unde să ne teleportăm. Aeroport. No. Unde dracu sunt? Ce? Ce? Ce s-a întâmplat? Sunt în North Yankton. Ce căcat caut aici? Hai înapoi. What the fuck? Eram la North Yankton. Dubios. Ce pot să spun? Nu intra. Ok. Poți să ies de aici? Perfect. Bun. Deci, fraților, cam asta a fost acest episod de GTA 5 cu moduri. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe cepton de like, să-mi spuneți în comentarii dacă mai vreți să facem genul ăsta de episoade de GTA 5 cu moduri sau alte episoade de GTA sau alte episoade în general. Sugerați-mi jocuri în secțiunea de comentarii. Bun, eu am fost Gam, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!